Familia Priboi locuiește într-un apartament cu două camere din cartierul craiovean Brazda lui Novac. Locuința are 38 de metri pătrați, iar întreținerea pe luna decembrie este de 8 milioane. Familia este disperată pentru că nu are niciun venit și nu știe cum va ieși din iarnă. Eu am cea mai mică suprafață locuibilă din bloc, adică 38 de metri pătrați locuibil. Și asta înseamnă că mie, practic, eu plătesc căldura mai mult decât dublu. Dar aveți de achitat pe toată luna decembrie. Păi am în condițiile în care primesc 290,88 subvenție, nelucrând nici eu, nici soția, am de plată, după ce toate acestea, am 5.140.000 de plată. Ne bagă la paușal și apă și de toate, cred că. Tot ce sunt pierderi se bagă la noi, că nu putem să facem față cu întreținerea, să fim la zi. În același bloc cu familia Priboi, alte familii au de plătit mai puțin, chiar dacă locuiesc în apartamente mai mari. Reprezentanții asociației susțin că fiecare familie plătește în funcție de suprafața radiantă, iar calculul facturii este făcut de firme specializate. Asta este măsura care ne-a făcut o firmă autorizată, măsurătorile la suprafața radiantă, procentul individual al calorii pe rulei. La ei a trecut un procent de 9,34. După acest procent, noi am împărțit valoarea, dar după procentul tuturor apartamentelor, cât procent de suprafață radiantă a fost, suma respectivă s-a împărțit la cât a avut consum la scară. Și nu vă explicați că un apartament cu trei camere are mai puțin de plătit tot paușal ca un apartament cu două? Are un calorifer sau calorifere cu suprafață mai mică. Prețul gigacaloriei în Craiova este de 220 de lei și este neschimbat din iunie 2012. Regia de termoficare emite în fiecare lună o factură pentru fiecare asociație de proprietari, mai departe acestea fiind cele care calculează efectiv facturile individuale. Repartizarea costurilor aferente consumului de energie termică la nivel de scară de bloc și la spațiu locativ este în sarcina exclusivă a asociațiilor de proprietari. Sunt foarte mulți cetățeni care vin și reclamă modul de repartizare, modul de calcul și valoarea totală. Conducerea regiei sfătuiește pe craioveni să ceară explicații asociațiilor în cazul în care li se pare ceva în neregulă cu facturile la întreținere.